În urmă cu o lună am fost la o școală în județul Ilfov, în comuna Tunari, să le vorbesc copiilor despre alimentația sănătoasă. Și pe de o parte m-am întristat, pentru că am întâlnit acolo copii care nu mâncaseră niciodată morcovi sau copii care nu mâncaseră niciodată căpșune și nu pentru că n-ar fi avut, ci pentru că nu voiau, nu le plăceau. Pe de altă parte însă, acei copii mi-au bucurat sufletul, pentru că au fost atât de atenți, atât de implicați în toate activitățile pe care le-am făcut, atât de dornici să învețe lucruri noi. În plus, la finalul zilei a venit o mamă la mine și mi-a spus: nu știu ce i-ați făcut fetiței mele, dar a venit la mine și mi-a spus că în drum spre casă trebuie neapărat să oprim la un magazin. Și nu ca să-și cumpere dulciuri, cum vrea de obicei, ci ca să-și cumpere morcovi. Și a până acum n-a vrut niciodată să mănânce morcovi. Mi-am dat seama atunci că nu e totul pierdut. Ba dimpotrivă. Copiii, prin puritatea lor, prin faptul că nu au fost încă atinși de societatea de consum, copiii chiar înțeleg. Au nevoie doar de persoane care să le arate, să le spună, să le explice, să le dea informații. Când am primit invitația de a vorbi la TEDxBrașov, am știut că voi vorbi despre alimentație, pentru că simt că aceasta este misiunea mea, să inspir oamenii să mănânce mai sănătos și nu doar pentru că putem preveni bolile astfel. Alimentația sănătoasă înseamnă mult mai mult decât atât. Pentru mine reprezintă întoarcerea la normalitate, întoarcerea la esență, întoarcerea la noi înșine. Știați că avem capul plin de spații goale? Dacă ciocănim, o să sune gol. Și nu e o glumă, chiar avem capul plin de spații goale, se numesc spații pneumatice. Sinusurile sunt astfel de spații, cele 6 sinusuri, dar avem astfel de spații goale în toată cutia craniană, între oase și țesuturi, în oase, în maxilar, și multe dintre aceste oase au o structură asemănătoare cu cea a buretelui. Imaginați-vă că sunt multe, multe, multe spații mici și goale. De fapt, rectific, ar trebui să avem multe spații goale în cap, pentru că, în realitate, la cei mai mulți dintre noi, aceste spații goale sunt pline cu mucus, adică toxine. Și, sigur, toxine nu există doar în capul nostru, există în tot organismul, în organe, în țesuturi, în celule, și cel mai bine ne dăm seama de asta la persoanele care au probleme cu greutatea. Depozitele de grăsime, asta sunt acumulări de toxine. Și de unde vin toate aceste toxine? Sursele sunt multe, de la poluare până la alimentație, până la ce punem pe piele, până la ce gândim, emoțiile și gândurile negative. Sigur că intoxicația organismului se întâmplă ușor, ușor. De multe ori fără să ne dăm seama. Se întâmplă nu într-o zi, nu într-un an, se întâmplă în ani de zile. Așa arată evoluția intoxicației organismului, structurată foarte simplu de Lauren Hubele și tradusă de doamna dr. Sorina Soescu. Și nu este o regulă să fie așa la toată lumea, nu este adevărul absolut, dar în cazul meu se potrivește aproape perfect. Eu m-am născut în orașul lui Brâncuș, în Târgu Jiu, în 1986 și timp de 3 luni mama mea m-a alăptat, pentru că apoi a fost nevoită să meargă la serviciu, așa că am primit lapte praf.
Mai apoi a început diversificarea cu celebrul amestec biscuiți și măr. Biscuiți adică acel amestec de făină albă, cu zahăr, cu margarină și cu multe altele. Așa că nu e de mirare că nu mi-au mai plăcut fructele și legumele pentru că mă învățasem cu gustul de dulce. În acea perioadă a început să apară constipația, scaunele s-au rărit și au început să apară răcelile. Mai departe, la vârsta școlară, la fel cum pățesc toți copiii când merg la grădiniță sau la școală, sunt mai tot timpul răciți. Așa eram și eu, mai tot timpul răcită și în plus au apărut fricile, în special noaptea, nu puteam să dorm, aveam coșmaruri. Cum arăta alimentația mea atunci? Cel mai și cel mai mult îmi plăceau dulciurile, bineînțeles. Și îi iubeam pe părinții mei când veneau și ne aduceau dulciuri, mie și surorii mele, și abia așteptam să ne aducă din nou și asta se întâmpla destul de repede pentru că eu cel puțin le devoram imediat. Sora mea le mai păstra, le și ascundea de mine, dar eu le găseam de fiecare dată și le mâncam și pe ale ei. Și în această perioadă, ca și probleme de sănătate, s-a accentuat constipația și, așa cum spuneam, răceli din ce în ce mai dese. A urmat perioada adolescenței, când n-am mai luat pachetele la școală pentru că era rușine cum să iau pachetele la școală când ceilalți colegi mergeau în pauză și își cumpărau cele mai bune merdenele și cei mai buni covrici și cele mai bune croasante. Și bineînțeles că am urmat și eu trendul. În această perioadă au apărut cele mai multe probleme de sănătate, specifice vârstei, așa cum se spune. La 19 ani am mers la facultate, la București. Și atunci m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit la prima vedere. De fapt, mai bine spus, la prima gustare, pentru că am dat de gustul fast food-ului. Și n-a durat mult până să devin dependentă. Am devenit dependentă de fast food și, bineînțeles, că alături de celelalte mâncăruri cu care eram obișnuită, problemele mele de sănătate s-au accentuat în acea perioadă. Cel mai mult s-a accentuat constipația. La 22 de ani ajunsesem să am un scaun la 3 zile și tot felul de probleme digestive, așa că într-un final am mers la proctolog, mi-a fost recomandată o colonoscopie și în urma investigației mi-a fost descoperit un polip pe colon. Au urmat 2 săptămâni destul de grele până când am primit rezultatul biopsiei și, din fericire, nu a fost boala de care mă temeam și de care mulți oameni se tem, dar medicul mi-a spus clar că acel polip, în câțiva ani, s-ar fi transformat în cancer. Și acela a fost momentul în care eu am știut că trebuie să schimb ceva. Am început să urmez sfaturile medicilor pe care până atunci nu le luasem în seamă. Lucram deja la Ce se întâmplă, doctore, la emisiune și făcusem foarte multe materiale pe aceste subiecte, dar treceau pe lângă mine. Am început să pun în practică sfaturile, dar pas cu pas, nu brusc. De exemplu, în cazul cărnii, pentru că am vrut să reduc cantitatea de carne, am avut 2 reguli. Una, dacă era ciorba pe bază de carne, atunci felul principal era fără sau invers. De exemplu, în cazul zahărului, pentru că și aici am făcut schimbări, am început să mănânc mai puține dulciuri, încet, încet, să beau mai puține sucuri din comerț, să gătesc, să prepar deserturi sănătoase cu miere în loc de zahăr. Și foarte important, așa cum ați auzit deja, am început să citesc etichetele. Și aici, pe de-o parte, dacă mă uitam pe etichetă și vedeam multe, multe, multe ingrediente, multe rânduri, lăsam
produsul în raft și căutam altul. Sau dacă vedeam niște denumiri de care nu mai auzisem și care păreau așa desprinse din manualul de chimie, la fel lăsam produsul și mergeam mai departe, căutam altceva. Și poate cel mai important, am început să mănânc mai multe fructe și mai multe legume. Și nu mi-a fost deloc ușor, gândiți-vă că eu strecuram ciorba cu strecurătoarea de ceai. Nu-mi plăceau absolut deloc legumele și mai ales verdeața, iar acum iubesc fructele și legumele. Poate un pic cam mult, dacă mă gândesc cât am umblat prin magazine de vreo 2 luni încoace ca să găsesc niște haine cu fructe sau cu legume. Dar iubesc fructele și legumele, nu vă imaginați că mănânc doar asta, doar în unele perioade. Nu sunt vegetariană încă, poate că voi fi vreodată sau poate că nu, cine știe. Mănânc în continuare proteină animală, o dată, de 2 ori pe săptămână. Aici puteți vedea câteva dintre preparatele pe care le facem acasă. De câte ori merg în restaurant, de exemplu, sau dacă mi se face poftă de ceva, mănânc, chiar dacă este un aliment considerat nesănătos, dar mănânc puțin. Și asta se întâmplă rar, se întâmplă din ce în ce mai rar. Și asta pentru că această schimbare, făcută pas cu pas, m-a ajutat ca schimbarea să devină una trainică și să fie un mod de viață pentru mine acum. Și iată cum acea trezire a mea, din momentul în care mi-a fost descoperit polipul pe colon și în care am început schimbarea, m-a ajutat să nu mai ajung la ultima etapă a intoxicației organismului, când pot apărea o mulțime de boli. Cum arată starea mea de sănătate acum? Nu mai am probleme digestive, nu am mai făcut infecții urinare, nu mai am lipsă de calciu, care m-a bântuit toată copilăria. Am mult mai multă energie, analizele mele arată foarte bine, nu mai am probleme cu tiroida pe care le-am avut și, într-un cuvânt, mă simt vie. Asta pentru că efectele nu au fost doar la nivel fizic, schimbarea a fost mult mai profundă. Am început ușor-ușor să devin mai deschisă, să devin mai conștientă, mai prezentă, să am mai multă încredere în mine, să am curaj să spun ceea ce simt și ceea ce cred cu adevărat. Și ca să vă dați seama cum eram eu înainte, imaginați-vă că sunteți la volanul mașinii și este ceață. O ceață densă, mult mai densă decât se vede în fotografie, o ceață atât de densă încât aproape că nu puteți înainta. Ba chiar sunteți nevoiți să opriți. Așa eram eu, stăteam pe loc, nu evoluam. Făceam doar ce mi se spunea, vedeam doar ce mi se oferea. Sigur că toate aceste schimbări au venit și odată cu o mulțime de cărți și cursuri și oameni pe care i-am întâlnit și de la care am avut multe de învățat, dar sunt sigură că nu aș fi rezonat cu toate acestea dacă nu aș fi făcut mai întâi curățenie în corpul meu. Povestea mea este a multor oameni și în special a copiilor, pentru că totul începe în primii ani de viață. Și dacă ne uităm la statistici, în România aproape 40% dintre copii sunt supraponderali sau obezi, iar cauza principală este alimentația nesănătoasă. Și mai grav este că nu doar ei, nu doar acești 40% mănâncă nesănătos, ci mult mai mulți. Diferența este că la ei se vede. Însă la alți copii, așa cum s-a întâmplat în cazul meu, alimentația nesănătoasă nu duce la creștere în greutate. Eu am fost mereu slabă. Alimentația nesănătoasă poate duce la alte boli și poate duce la ceață. Ceață în mintea
și în sufletul copiilor. Dar ce e minunat este că copiii nu au avut timp să acumuleze atât de multe toxine și stă în puterea noastră, a adulților, să fim modele pentru ei. Pentru că ei mănâncă ceea ce le oferim noi. Ei mănâncă ceea ce le oferă și mai ales ceea ce văd la persoanele în care au încredere necondiționată. În perioada în care mi-a fost descoperit polipul pe colon și începeam să îmi schimb alimentația, am avut momente în care i-am învinovățit pe părinții mei pentru că nu ne-au învățat să mâncăm sănătos, pe mine și pe sora mea. Și nu mi-e ușor să recunosc asta, dar așa am simțit. Mi-am dat seama mai târziu că ei au făcut ce au știut ei mai bine cu resursele pe care le-au avut atunci, cu informațiile pe care le-au avut atunci și niciun părinte nu-i dă copilului său dulciuri pentru că îi vrea răul. Și mai mult decât atât, mi-am dat seama că fără toate aceste experiențe nu aș fi ajuns aici, nu aș fi fost astăzi aici, în fața dumneavoastră, nu aș fi avut o emisiune de sănătate la Digi24, nu aș fi avut un blog pe care să împărtășesc rețete sănătoase și nu aș fi putut inspira oamenii să mănânce mai sănătos. De aceea sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am trăit, sunt recunoscătoare pentru fiecare oportunitate pe care o primesc de a vorbi despre povestea mea, pentru că merită să ținem minte. Ceea ce mâncăm în fiecare zi nu ne hrănește doar trupul, ci și mintea și sufletul. Vă mulțumesc!